Avem o nouă cărticică personalizată. De data aceasta vorbim despre fructele fermecate. Haideți să vedem despre ce este vorba. Cărticica este tot de la Copilandria și haideți să descoperim împreună. Era o zi obișnuită pentru Miruna, o fetiță care refuza să mănânce fructe, deși părinții ei aveau mereu grijă să cumpere toate sortimentele posibile, sperând de fiecare dată că vor descoperi măcar unul care să fie pe gustul fetei. În timp ce se plimba prin bucătărie, a auzit un zgomot ciudat venind dinspre masă. Hei, Miruna, nu treci pur și simplu pe lângă noi, nu? Fetița a rămas uimită. Fructele pot vorbi? Sigur că putem, suntem fermecate, au răspuns fructele în cor. Și fiecare dintre noi are o poveste de spus și beneficii pentru sănătatea ta. Eu sunt Marty, mărul, și sunt plin de energie. Știai că prietenul meu, ursul, mănâncă mere tot timpul înainte de a hiberna? Datorită energiei pe care o oferă, poate trece iarna fără probleme. Energie? Sună interesant, a exclamat Miruna. Iar eu sunt Benny, banana. Prietena mea maimuță este extrem de deșteaptă. A devenit singurul animal care poate face calcule, în mare parte datorită mie. Îi ajut creierul să se dezvolte. Vreau și eu să fiu deșteaptă, voi gusta, a spus Miruna. Îți va plăcea, este dulce, spuse încrezător Benny. Noi suntem citrice, spuseră portocala, grefuitul și lămâia. Prietenul nostru papagal ne-a observat datorită culorilor. Dar a descoperit gustul nostru delicios și a fost încântat. Și, crede-ne, nu a mai răcit niciodată de atunci. Voi încerca și eu. Prefer să vă mănânc pe voi decât să iau medicamente și să fiu bolnavă, a spus Miruna. Hei, eu sunt Berry, zmeura. Ai văzut vreodată cum se face un arici în tufe? Își umple țepii cu zmeură și cu alte fructe de pădure. Astfel ne poate transporta cu ușurință acasă. Toată familia Aricescu ne iubește gustul delicios. M-ați convins să vă dea o șansă, zâmbi Miruna amuzată. Noi suntem fructele noi, strigară piersicile în cor. Prietenul Veveriță ne adoră pentru suculența noastră. Nu-mi place că aveți puf pe voi, răspunse Miruna hotărâtă. Dacă nu-ți place puful, încearcă pe verișoara Nectarina. E la fel de delicioasă, a sugerat piersica șefă. O voi ruga pe mama să-mi cumpere, a spus Miruna curioasă. Iar eu sunt strugurele Bob, se auzi brusc de pe masă. Vrabia mă consideră desertul ei favorit. Mie strugurii mi se par prea dulci, răspunse Miruna imediat. Dulceața mea ajută la creșterea nivelului de energie, dar am și o variantă verde, mai puțin dulce, spuse Bob. Sunt de acord, să încerc atunci, a zis fetița încântată. Sunt Sherry, cireașa geamănă, interveni o voce timidă. Ciocănitoarea, prietena mea, își păstrează calmul mâncându-mă, chiar și când ciocănește toată ziua. Conține o substanță liniștitoare, iar culoarea mea puternică semnifică veselie și bună dispoziție. Să fiu liniștită, calmă și răbdătoare, am și eu nevoie. Poate te voi gusta, spuse Miruna. Eu sunt Andy, ananasul. Prietenul meu fidel este un oposum. El se cațără mereu în copac și are nevoie de articulații foarte puternice pe care le poți obține grație enzimei mele. Iar miezul meu este suculent. Să nu te lași păcălită de coaja dură. Și eu mă cațăr mereu în copac și pe marele de la locul de joacă, se gândi Miruna și decise să consume mai des fructul mare. Eu sunt Pet, Para. Se auzi o voce blândă. Sunt prietenă cu rața Dac. O ajut cu hidratarea. Ce nevoie are ea de tine când ea stă numai în apă? Râse Miruna, imaginându-și o rață deshidratată. Apa nu este mereu curată, iar eu conțin multe vitamine, minerale, fibre și am un gust delicios, explică Pat cu răbdare. Eu mă numesc Kenny, ridică kiwi-ul privirea. Țestoasa poate să alerge de când a început să mă consume. Asta se întâmplă datorită substanțelor pe care le conțin. Ele ajută la dezvoltarea plămânilor și a rezistenței. Atunci voi gusta. Particip la un concurs de alergare și tare mi-aș dori să câștig premiul cel mare, a spus Miruna. Deci, Miruna, ce zici? A întrebat mărul Marty. Acum văd că fiecare dintre voi e special în felul său. Voi încerca să vă includ în dieta mea mai des. Și așa fetița a devenit un mare fan al fructelor, descoperind că sunt foarte gustoase și sănătoase. Miruna și-a dat seama că fructele sunt aliații ei, iar după conversația secretă din bucătărie, a devenit
nerăbdătoare să încerce și alte sortimente exotice. Părinții se întreabă și astăzi cum s-a putut atât de mult schimba copilul lor. Ei nu știu secretul fructelor fermecate. De asemenea, mai putem descoperi și alte cărticele personalizate, aflând noutățile de la Copilandria.